Bueno, astăzi ia vă așteptăm cu ceva delicios. Și vom face cartofi cu piept de pui, șuncă și cașcaval la cuptor. Începem cu cartofii. Mami a pus deja ulei, sare, piper și boia dulce. Se amestecă. Cartofii sunt bine amestecați. Da. Noi îi vom pune într-o tavă. Da? Și acum, hai să facem într-un mod frumos ca să încapă și pâine. Pica. Hai, Dan, mai spun. Pica. 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 În fiecare crescătură vom pune o șuncă, un cașcaval. Și tot așa. Ce bine arată. Acum trebuie doar să punem un puțin cașcaval. Hai să punem așa, le strunăm. Și tu pe gata. Bine, timp să mănânc asta. Cartofii și cupuiul sunt gata. Acum mai vom băga 50 de minute la cuptor. După cum vedeți, mâncarea noastră este gata. Da. Este delicioasă. Așa, să mâncăm de una în două. Să face și